Din câte am înțeles, transmisia va începe undeva după ora 22, are numărul de concurs 67, va participa la proba de schi fond pe o distanță de 15 km. El este tânăr, are 19 ani și este legitimat la un club din Vatra Dornei și, să mai spunem o dată, și el se pregătește cu cei de la LPS, cu doamna Drăguș, cu domnul Viorel Popandron. Succes, o spunem în numele tuturor bistrițenilor. Poate că nu e bine să insistăm pe subiect, dar, Dorule, ne mândrim că avem totuși bistrițeni acolo. Sigur, sigur, și le ținem pumnii. E o competiție foarte importantă, unde orice rezultat e binevenit, având în vedere și condițiile de pregătire care le au sportivii din România în sporturile de iarnă. Și să sperăm că își depășesc măcar propriile performanțe avute până acum. Da, pur și simplu participarea la această olimpiadă este deja o performanță, sigur, dacă ne gândim, spune la condițiile în care se pregătesc. Despre returul ligii întâi vom vorbi puțin mai târziu. Vă spuneam, și pe micul ecran vedeți, scrie Gloria FC Timișoara sâmbătă la ora 15:15. Revenim însă la județul nostru, la Liga a patra. Dorule, cu tine stăm de vorba acum. Ai evoluat la un moment dat pentru CFR Cluj. Da. Acesta a fost primul meu transfer, imediat după terminarea junioratului la Gloria Bistrița. Sincer, nu mă așteptam. Nici nu credeam că am valoare să joc la formații de talia CFR-ului, deși era atunci în Liga 3-a, tocmai retrogradase. Avea ca imediat obiectiv promovarea în Liga 2-a sau în Divizia B, cum era atunci. Și în urma probelor, trimis și de la Bistrița, am reușit, am stat aproape 2 ani, a fost... Ați promovat? Am promovat între timp, dar înainte de promovare am avut și un accident grav, în urma căruia pot să zic că mi-a cam pus... Capac? Da, sau punct. Mi-a întârziat eventuale performanțe, pot să zic, însă nu m-am lăsat. Am încercat să revin. Am mai trecut pe la Câmpia Turzii, am jucat și 3 luni jumate în Statele Unite, la un Pumas. Și pentru Sănătatea Cluj, că se știe de Sănătatea Cluj, pentru ultimele performanțe din ultimii 2 ani în Cupa României, da, când a jucat cu Timișoara acolo sau cu Dinamo. S-au făcut cunoscuți. Exact, eliminând UTA din Liga 1 și așa mai departe. Cam asta e scurtea mea experiență fotbalistică. Odată cu revenirea în Bistrița, am ales la rugămințile domnului Pei ca să revin și să joc în Liga a patra, de fapt pentru prima dată în viața mea, că nu jucasem până acum. Și mă simt în regulă, mă simt ok. Asta e important. Vreau să te întreb, cel puțin, după cât te simți tu, care e diferența între a evolua la o echipă cu perspectivă care merge tot mai sus, cum a fost CFR-ul, faci performanță, joci la un nivel înalt, se întâmplă ceva și apoi oarecum mai mult din plăcere joci în Liga 4. Da, diferența este una mare. De la o ligă la alta pot să zic, de la Liga 3 la Liga 4 și de la Liga 3 la Liga 2 și de la Liga 2 la Liga 1 sunt diferențe mari, mari de tot, pot să zic. Cu un plus pentru Liga 1, că acolo deja e elita fotbalului românesc și acolo chiar greu ajungi, trebuie să fii și talentat, trebuie să ai mai multe calități. În schimb, la Liga 2 pot să zic că, în ciuda condițiilor mai puțin prielnice, adică nu sunt terenul de sport, asta se vede, cred că și în Liga 1. Da. Nici echipele de Liga 1 nu au condiții foarte bune. O să ne dăm seama sâmbătă, de vineri încolo. Da, da, să sperăm că vom avea un teren bun, oricum condițiile și... terenul și investițiile făcute la Bistrița ne dă speranțe sau ne dau speranțe că o să avem un teren bun la ora jocului. Cel puțin din câte am văzut eu, din momentul în care a fost terminat gazonul nou sau așa, din momentul în care au fost terminate lucrările acolo și ne-a furat ochii, pur și simplu, n-au fost probleme de atunci până în prezent, n-au fost probleme cu gazonul. Dacă ții tu minte înainte să se apuce oamenii de la club să sape, să lucreze acolo la gazon. Am jucat cu Rapidul pe nisip, ți-amintești? Da, da. Ăla cred că a fost cel mai urât meci, dacă vorbim de gazon. Era înghețat. Un teren greu, un teren foarte greu, cu mult nisip împrăștiat.
și noroi chiar, da. Noroi și era într-adevăr foarte greu de jucat în aceste condiții. Apoi ne-am mutat la Reghin, între timp s-au făcut lucrările aici la Bistrița și o să vedem sâmbătă, cred că e un adevărat test, cel puțin la condițiile meteo din ultimele zile, e un test pentru atât pentru oamenii de la club, cât și pentru gazonul propriu zis. Augustin, ai fost și tu la meciuri? Cu siguranță o bună parte dintre echipele din prima ligă o să aibă condiții de joc bune. Dar nu toate au gazoane bune. Cu siguranță nu toate. O bună parte dintre ele o să aibă condiții bune, dar cu siguranță nu toate și, nu știu, după părerea mea, parafrazându-l oarecum pe Mihai Stoichiță, care spunea la un moment dat că, pe lângă faptul că există posibilitatea dăunătoare, ca să zic așa, de a avea jucători accidentați, nu se joacă fotbal. Se pregătesc degeaba dacă nu sunt condiții bune de joc. Poate că amânarea nu era chiar așa o idee rea. Spuneai tu la începutul meciului că e bine să fim bărbați. Da, păi e bine să fim bărbați, dacă ai fotbal în sânge, fuci, dai gol și pe zăpadă. Dar în momentul în care te antrenezi, și aici Doru poate să mă confirme sau să mă infirme, în momentul în care te antrenezi pe un teren bun și te duci și dai de gheață, parcă nu ți-e același lucru și parcă toată pregătirea ce ai făcut ai făcut-o degeaba. Mingea nu mai sare cum sărea. Păi asta e problema. Mingea ia pământul, pac, a sărit la o distanță. Și atunci voi ce facem? Mai antrenăm portari degeaba, că degeaba dacă îi antrenăm și după aia le dăm mingea udă. E clar că nu e ușor. Deci nu e ușor. Trebuie să fie, ar fi bine și sau de preferat ca terenul să fie de o calitate bună pentru a evita eventuale accidentări ale jucătorilor. Avem și noi jucători care au fost accidentați o bună perioadă de timp, gen Mărginian sau chiar și Dan Matei, care a revenit la Bistrița și a avut o perioadă lungă de indisponibilitate. Să sperăm totuși că va fi ok terenul până la ora meciului. Din câte știu eu, stadionul Bistrițean sau terenul Bistrițean are și încălzire subterană. Da, are. Oamenii de acolo au spus că o să-l pornească doar când va fi nevoie și cred că acum e nevoie. Se pare că e nevoie. Poate o să pornească, să sperăm că o să pornească și o să-și facă datoria și această investiție. Dar mai ții minte, Dorule, ce a pățit CFR-ul în meciul cu Rapid, dacă nu mă șel, în sezonul trecut, când s-a pornit o ninsoare torențială, în câteva zeci de minute gazon a fost acoperit cu un strat consistent de zăpadă, au pornit încălzirea și nu a făcut față. Și n-a făcut față. Da. Jumate teren era verde. Acum să sperăm că dacă nu o să facă față încălzirea, o să facă față jucătorii și o să putem bate Timișoara. Da, totuși nu cred că e zăpadă așa de mare, oricât de mult ne-am plânge. Și dacă n-ar merge încălzirea, și dacă n-ar da cu lopata, nu știu. Ne ducem și dăm și noi cu lopata dacă e nevoie. Acum să sperăm că nu să ne ia... Ca suporterea echipei Bistrițene, exact, ca suporterea echipei Bistrițene, cu siguranță. Și cred că mai sunt câteva zeci de oameni ca noi și luăm fiecare câte un metru. Da, și... e un lucru pozitiv. În ultimul timp și după clasamentele ziarelor naționale, se vede că la Bistrița publicul vine. Vine așa, în medie câte 2500 pe meci. La meciurile importante au fost mult mai mulți. Da, dar având în vedere că n-am jucat cu echipele mari, Steaua, Dinamo, acasă, au, nu știu unde... Am jucat cu Vasluiu, cu CFR-ul, exact. Și în cupă cu Steaua, echipe mari. Da, dar bine, în cupă nu vreau să... Nu cred că s-a pus la media spectatorilor per etapă. Pentru că fiind un meci de cupă, s-a calculat, am auzit, în jur de 3000 și ceva de spectatori pe meci la Bistrița. Și ceea ce e un lucru pozitiv, zic eu. De mult n-am avut noi așa ceva. Sau un public atât de... Și să susțină formația din primul minut până în ultimul minut. Îmbucurător e faptul că echipa nici nu e, nu știu... în lupta pentru titlu. Exact, mai ales, da. Bine, păi, aproape bine. Cu siguranță are nevoie de sprijin. Poziție și atunci lumea vine la stadion, e ceva deosebit. Cu siguranță e nevoie de sprijin suporterilor într-o situație delicată cum e cea a Gloriei de astăzi. Îmi spunea Marius Petrina în urmă cu câteva luni că cea